Bună ziua! Bine ați venit la mine în bucătărie! Astăzi am să continui prăjitura cu lămâie. Trebuie să vă spun că ingredientul secret este o linguriță de scorțișoară. Cred că restul rețetei l-ați văzut în video anterior. Acum am să pun în tava pe care am tapetat-o cu hârtie pentru copt. Am uns tava cu un pic de ulei cu ajutorul unei pensule, după care hârtia de copt am mototolit-o, am udat-o bine și după aceea am stors-o și am pus-o în tavă. Acum am să pun aratul pentru prăjitură în tavă. Castronul meu e moștenit de la mamaia și e destul de greu. Sper să nu se întâmple nimic. Am pregătit aici și o lingură ca să nu pierdem nimic din acest aluat. În acest aluat am pus zeama de la 2 lămâi. Am pus o cană cu zahăr. Zahăr obișnuit, tos, alb. Am pus zeama de la 2 lămâi, 2 picuri de zahăr vanilat, un picuț de sare. Am avut 6 ouă pe care le-am despărțit. Gălbenușurile le-am amestecat cu 6 linguri de ulei. Albușurile le-am bătut bine și după aceea am pus zahărul, nu tot odată, l-am pus treptat. Am pus un praf de copt în zeama de lămâie și l-am dizolvat. Cred că nu am uitat să vă spun nimic din componentele pe care le-am folosit. Acum o să pun la copt prăjitura. Deci am pus la sfârșit o linguriță de scorțișoară, am pus o linguriță de lămâie rasă și cam atât, mai mult n-am pus. Asta e, când prăjitura are să fie gata, când o să fie răcită și tăiată, o să o pun pe o farfurie și o să vă arăt și dumneavoastră. La revedere!